Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe der Deutschen Sendung zusammen. Weil wir uns seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben, möchte ich Ihnen einige Neuigkeiten mitteilen aus dem Leben des Deutschen Forums und der deutschen Minderheit hier in Bistritz. Gleich nach dem Feiertage, nach dem neuen Jahr, haben wir den Karneval hier im Forum gefeiert, wie Sie das wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und die nächste große Veranstaltung ist der Ostermarkt, den wir am 4. April feiern würden, alle zusammen in der Fußgängerzone. Aber ich möchte noch Ihnen noch was zufügen. Gestern hat uns im Forum eine deutsche Delegation besucht aus Sachsen-Anhalt. Die Delegation wurde geleitet von dem Herrn Schnattmann. Wir haben konstruktive Gespräche hier im Forum geführt und ich kann Ihnen mitteilen, dass unsere Gäste sehr interessiert waren über die Leistung des Forums hier in Bistritz und die Delegation wurde auch interessiert, wen wir vertreten, wie wir das tun und zum Schluss haben die uns versprochen, auch zu helfen, überhaupt auf sozialer Ebene und warum nicht auch auf kultureller Ebene, zum Beispiel die haben uns versprochen, dass sie unsere Blaskapelle mit Ausrüstung helfen wollen. Ja, ich würde vorschlagen, wir sollen jetzt zum Ostermarkt, zu der Organisation des Ostermarkt kommen und ich möchte Ihnen eine Zusammenfassung machen über den Lauf des Ostermarkts. Also meine sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich Sie ganz herzlich einladen am 4. April 2009 zum Ostermarkt. An diesem Tag werden auf der Fußgängerzone äußere Osterwaren, Gebäck, Ostereier, Kornflechterei, Topwaren und vieles mehr angeboten. Parallel zum Ostermarkt wird ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm stattfinden. Die Planung und Durchführung der Veranstaltung ist eine gemeinschaftliche Initiative der Organisationen der deutschen Minderheit in Bistritz und der Vereinigungen, die sich die Pflege der deutschen und rumänischen Beziehungen zur Aufgabe gemacht haben. Es wäre für uns eine Freude und eine Ehre, Sie am 4. April in der Fußgängerzone von Bistritz begrüßen zu dürfen. Die anderen Details über das kulturelle Programm möchte ich dann auf Rumänisch Ihnen mitteilen, weil die meisten Bistritzer die deutsche Sprache nicht beherrschen oder kennen. Da am Orasovă salut, dragi bistrițeni, ne aflăm la sediul Forumului German din Bistrița și vreau să vă salut atât în numele meu personal cât și a Forumului German la o nouă emisiune în limba germană, zusammen. Nu ne-am întâlnit de o perioadă destul de lungă, cu ocazia aceasta aș vrea să vă aduc la cunoștință unele întâmplări din viața minorității germane din Bistrița. După cum probabil mulți ați aflat deja, imediat după sărbătorile de iarnă, am sărbătorit la sediul Forumului German Carnavalul. Este o tradiție mult mai veche pe care am renodat-o abia cu câțiva ani în urmă, iar acum se află în fața noastră o manifestare mult mai mare de amploare pentru Forumul German și pentru minoritatea germană din Bistrița, respectiv Târgul de Paști, Ostermarkt, care va avea loc în data de 4 aprilie
în betonalul din municipiul Bistrița. Aș vrea să detalez un pic programul târgului de Paște. Dacă în anii trecuți, la edițiile trecute, târgul de Paște se organiza pe parcursul unei singure zile, de data aceasta, în colaborare cu Parohia Evanghelică de Confesiune Augustană din Bistrița și cu Primăria Bistrița, Casa de Cultură din Bistrița, Centrul Județean pentru Cultură, târgul de Paște se va desfășura pe perioada a două zile. Asta însemnând că în data de 3 aprilie, începând cu orele 18, toți bistrițenii sunt invitați la Biserica Evanghelică din Bistrița. După cum știți, ea n-a mai fost deschisă de la incendiul care a avut loc anul trecut. Se face de data aceasta o excepție. Se va ține acolo un concert de muzică sacrală, iar după aceea se va ține o prelegere de către Hans Franci despre opera scriitorului Carl Kurt Franci. În continuare, în urma discuțiilor avute cu primarul municipiului Bistrița și cu preotul paroh, se va inaugura iluminatul Bisericii Evanghelice din centru. Deci biserica va fi iluminată din toate părțile, iar cu această ocazie fanfara Forumului German va prezenta și un program artistic mai mic așa. Urmând ca ziua următoare, sâmbătă, în data de 4 aprilie, bistrițenii sunt invitați la târgul de Paști propriu-zis, care va începe de dimineață, de vreme, cu participarea multor meșteșugari, artizani. Pe pietonal se vor desfășura standuri unde oamenii ce interesați care vor să vină la târgul de Paște își pot cumpăra diferite produse, pascale, ouă încondeate, artă populară, meșteșugărească, țesături și așa mai departe. Începând cu ora 11 se va deschide din nou Biserica Evanghelică din Bistrița, unde se va organiza de către mai mulți participanți o expoziție în interiorul Bisericii Evanghelice. Această expoziție va fi în interiorul Bisericii Evanghelice pe anumite culoare bine delimitate, iar prezentarea acestei expoziții și a exponatelor expuse acolo se va face de către reprezentanța Fundației Bistrița Medievală. Deschiderea oficială va avea loc la ora 13, sâmbătă, deci, cu primirea oficialităților și a confirmat deja prezența ambasadorul Germaniei de la București. Așteptăm și alți invitați de la Consulatul General din Sibiu, de la Episcopia Evanghelică din Sibiu, de asemenea și persoane, oficialități, personalități din Germania și Austria. După deschiderea oficială